Salutare, salutare! Lauru Balauru prezintă cuplul de aur în bucătărie. Lauru Balauru și Nina Balaurina. Ați văzut mai devreme varza la deserat. Și carnea tocată. Avem și congelată, avem și proaspătă. Maestra Nina Balaurina taie felile de varză pentru sarmale. De fapt, porționează frunzele. Ia priviți ce bine arată varza tăiată de la Auro Aici avem compoziția deja realizată. Punem Varză pe fundul oalei, și maestranina balaurina face prima sarma, o depune în oală. Ia uitați cum apar sărmăluțele una după alta în oală. Prima oală a fost deja pusă la foc mic. Avem compoziție, și pentru oala numărul 2 avem același proces varză pe fund, după care punem sărmăluțele, ia priviți, prima oală fierbe la foc mic, prima sărmăluță din oala numărul 2, urmată de suratele ei. Ia priviți ce bine arată, varză românească, carne românească, mirodenii românești. Totul din România. Ia a privit ce bine arată sărmăluțele. Maestranina Balaurina s-a autodepășit. Peste 100 de sarmale. Se apropie de final. Oala a doua este și a gata. Dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, vă aștept cu un like cu un comentariu în secțiunea de comentarii și, si, bineînțeles, cu abonare la canal. Subscribe la Balauru 77 Ia uitați ce fierb oalele pe aragaz. Nu uitați, peste 80% dintre cei care vedeți acest clip nu sunteți abonați ai canalului, dar o puteți face și si totul este gratuit. Continuăm filmarea. După aproximativ 3 ore, sărmăluțele se apropie de finalul fierberii. Mm, ce bine arată și ce frumos miroase. Vă mulțumesc pentru vizionare. Zi plăcută!